Ziua veteranilor de război a fost marcată și la Suceava. Autorități județene și locale, veterani de război, cadre militare în rezervă și retragere, reprezentanța instituțiilor militare sau partidelor, clerului și populației civile au adus un omagiu celor care au făcut sacrificii reale pe teatrele de război unde România, de-a lungul istoriei, și-a apărat ființa națională. De ziua lor, veteranii de război din Suceava au fost onorați printr-un ceremonial militar și religios desfășurat la Monumentul Eroilor Români din Parcul Profesor Ioan Nemes. Cu această ocazie s-au depus la monument coroane și gerbe de flori. Și totuși, cine sunt veteranii de război? Sunt cei mai vârstnici ostași ai țării, oameni care au cutezat să înfrunte cu demnitate și curaj marile primejdii ale războiului. Zile nesfârșite au străbătut mii de kilometri stoviți de arșiță sau ger. Au suferit de foame și de sete, le-a fost așternut pământul și stânca și s-au acoperit cu mantaua cerului pentru câteva clipe tihnite de odihnă și somn. Și mai presus de toate, i-a mistuit dorul de cei de acasă, le-a fost mutilat trupul de schije și gloanțe, luptându-se și cu singurătatea durerii și spasmele morții. Reamintim că anul 2015 a fost declarat în România și Republica Moldova anul veteranilor de război pentru marcarea împlinirii a 70 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Oh!